Doamnelor și domnilor, am revenit din pauza de publicitate. După cum vă spuneam, vorbim tot despre un sport de echipă foarte, foarte iubit de către toată lumea. Este vorba despre rugby, sportul cu balonul oval, care, iată, nu doar că a renăscut la Iași, ci începe să prindă din ce în ce mai mult contur. O victorie importantă, chiar dacă nu pentru puncte, pentru că nu pentru asta luptă Politehnica Iași în actualul sezon de DNS. O victorie importantă pentru moral și pentru orgoliu. S-a întâmplat sâmbătă la prânz pe stadionul Tepro din Tătăraș, atunci când albaștrii au învins cu 38-18 o echipă puternică, îndrăznesc să o numesc, o pepinieră extraordinară, RC Buracumorului. L-am invitat alături de noi pe președintele Asociației Județene de Rugby, Corneliu Ghenea, pentru a ne vorbi despre acest meci, dar nu numai, și despre premise. Bună ziua și bine ați revenit. Bună ziua, la noi. Mulțumesc, Laura. Da, meciul în sine, ca orice meci, e important, că a fost primul meci după atâta amar de vreme, că multe chestii frumoase de spus, dar prima dată vreau să-ți mulțumesc pentru că meciul ăsta a avut loc și datorită muncii tale, invitațiilor care ni le-ai adresat cu atâta amabilitate mie și celorlalți care se ocupă de rugby la Iași, și probabil că aceste demersuri au avut undeva succesul, ecoul pe care îl așteptam. Și iată că am reușit să facem această echipă despre care am vorbit din nenumărate ori aici la... În teorie. La pupitru. În teorie, păi teorie. Da. Cu teoria începem. Cu teoria tot dragul, începem. De fiecare dată când pot să fiu alături de sportul, da. Și am, știți bine că ne spun prezent. Meciul de ieri a arătat că optimismul ăla nostru, care uneori părea ușor exagerat, uite că au avut bază, au ajuns la realitate. Am făcut o echipă, hai să fim sinceri, încropită în jurul echipei de rugby în 7, dar o echipă care a avut rezultate bune. Am câștigat la Suceava, am pierdut onorabil la Năvodari, am câștigat cu gura humorului, o să mai pierdem, o să mai câștigăm, echipa abia se formează într-o echipă așa cum, de rugby, așa cum știi toată lumea, sunt mulți jucători, implicit sunt multe relații de joc între mulți jucători și atunci acestea se formează mai greu. Când ai o echipă de 2, 3, de 4, sunt puține relații de joc și atunci se formează rapid. Dar asta nu este o problemă. Important este că am reușit să pornim echipa. Important este că am văzut în tribună aleși locali, reprezentanți ai puterii locale, ceea ce înseamnă că este o leacă de interes. Am avut noroc și de o vreme minunată. Ai văzut, a fost o multă lume pentru perioada asta și pentru sportul ăsta care dispăruse o bucată de vreme. Și atunci pot să spun că ce s-a întâmplat sâmbătă, Pitepro ne dă speranțe pentru mai departe, iar ce s-a întâmplat tot sâmbătă la Pașcani, unde fetele au cucerit virtual, matematic, să spunem, al doilea, un nou titlu de campioane. Al doilea de anul trecut. Al doilea de anul trecut. Păi acum, adică cupa de mie asta nici nu mai știi cum se numește. Eu oricum nu mai știu câte dacă le numeri la fete, cred că se apropie de 10, dacă nu cumva... Cred că depășesc. Cam pe acolo, da. Și fetele și seniori și juniori sunt din nou campioane naționale. Nu știu la câte sporturi mai avem campioane naționale. Da, asta nu e important. Important că ele își fac treaba. Alături de antrenorii lor reușesc aceste rezultate deosebite. O mare parte dintre ele joacă la echipele naționale. Deci, pe partea asta cu rugby în 7 feminin stăm foarte bine. Cu rugby în 7 masculin, așa cum știi, campionatul s-a terminat cu Iașu medaliată cu bronz. Iar și acolo la rugby... stăm foarte bine, având în vedere, da, că a fost o echipă nouă. Și bineînțeles, acolo, care nu a avut nicio experiență față, exact, de alte echipe care veneau de la rugby în 15, care jucaseră, care aveau o leacă. Foarte, foarte bine din punctul ăsta de vedere. Reechipa de rugby în 15 făcută pe scheletul echipei de rugby în 7. Zic eu că îi promite și promite mai ales că federația are acum în plan un nou model de organizare așa a competiției. Așa următoarea întrebare. A, uite, am trecut, gata, zic-o. Voiam să vă întreb, cum ar fi așa un sistem de 16 echipe, minimum 16, că poate mai vrea cineva, nu știu, că aici la rugby se mai tot adaugă echipe. Așa cum am venit și noi, poate mai vrea cineva. Cum ar fi? Da, probabil că 16 nu, dar la ora actuală există un plan de a face de a pune la un loc Superliga cu DNS-ul, cu excepția două, trei echipe care sunt cu adevărat mult prea slabe și care vor forma o divizie, să spunem, de amatori, unde vor avea mai puțini observatori în ideea și de unde retrogradează cineva din... Da,
Da. Păi ca să și retrogradeze. Da, bine, pe de altfel n-ai haz dacă joci ca să rămâi acolo. Și atunci probabil că vom face o divizie de 12-16 echipi împărțită regional est-vest probabil, cu 3-3 echipi mergând într-un play-off, iar celelalte mergând într-un play-out. În acest caz, echipa pe care o avem noi, evident, nu va putea emite pretenții la play-off din primul an, dar important este că vom juca în primul an în Superligă. Pentru asta, acum, după acest rezultat frumos de la Iași, după ce lumea a văzut cu cât se poate face, sper să am o întâlnire zilele următoare cu diriguitorii finanțelor ieșene, adică nu cei de la ANAF, cei de la... Dar nu m-am prins. Așa. Da, și să stabilim un pic pentru la anul, fiindcă, așa cum știm cu toții, azi înceapă la anul, ianuarie, februarie, martie, prin aprilie, mai, undeva o să fie bugetul național, după încă o lună, două, o să fie bugetul local și, de bine, nu putem ține o echipă, 20 și ceva, 30 de băieți. Băi, stai așa că nu-i gata bugetul. Și mai ales că începe campionatul în martie și vrem aici, să începem adică... campionatul. Da, campionatul începe de vreme, fiindcă acum la rugby, din cauza pandemiei, s-a jucat primăvară-toamnă. Și probabil că o să păstrăm. Da, până la urmă, eu cred că e mai bine din punctul de vedere al finanțării, dacă vorbim despre o finanțare de la, din partea autorităților locale, județene, nu contează din care parte, să fie așa. Pentru că, până la urmă, intră într-un an bugetar, intră și... Așa e și logic toată, să fie. Da. Numai adică că... nu mai riscați ca data trecută să fie pe anul ăsta, dar pe sfârșitul sezonului... Acum, să fim sinceri, și anul trecut și anul ăsta, chestiunea ține un pic de voință. Voință politică poate e mult spus, dar în general ține de voință, de bună voință, că ei s-au găsit bani și când erau pentru unele sporturi, când nu a început exercițiul financiar, că s-au terminat și nu s-au găsit. Deci aici ține mult de voință. Dar eu cred că noi am arătat ce trebuia să arătăm, un joc frumos, o echipă unită, copiii, marea lor majoritate din Iași sau care au crescut în Iași. Avem de unde aduce în continuare jucători ieșeni care sunt plecați la Timișoara, la Baia Mare, la Steaua, la într-o grămadă de părți și putem crește o echipă frumoasă locală. Vine și Virgil înapoi dacă... Păi acum că m-ai întrebat, tu de ce crezi că mă zbat eu aici? Eu mă zbat aici, facem o echipă. Dar nu băie toată acasă, fraților. Păi, deci nu-l interesează neapărat rugby, așa? Poate n-ați înțeles pe domnul Ghenea, îl interesează și aducă dar băietul ăla avea o jucat un an la Gura Humorului, 3 ani la Baia Mare, un an la Cluj, 2 ani în Franța și acum are un an la Steaua. Păi și înseamnă și că are o experiență acasă, el ajunge. Normal, da. El ajunge, e campionat europene, are vreo 5. Trebuie să vină și el acasă. Mă bate mama lui, mă bate bunica lui. Eu vă și imaginez așa cum fug două doamne după dumneavoastră. Nu-i dispus la televizor cum a fost când a plecat el prima dată la Baia Mare. Cel mai blând a fost, uite, dar tu ești prost, n-ai și dai de copil, la copil de mâncare acasă. Mai mult, da, o lăsăm pe asta, așa, o ținem aici. Nu, dar pentru performanță. Și până la urmă, eu cred că oricărui copil, nu vorbim despre Virgil bine, aici neapărat, vorbim despre orice copil care vrea să practice un sport, sportul educă și dacă mai are și plecări dintre astea, cred că vine și mai disciplinat. În general, ca reguli de viață, nu neapărat că disciplinat, că să se întoarcă la 11 noapte acasă, să nu stea până la 1 în oraș. Acum nici nu se poate, că e pandemie, da. Nu prea poți să mai... Nu mai ai unde să stai. Cum spui tu, foarte bine spui despre copii, pentru că, de exemplu, avem cele două echipe de juniori ale domnului profesor Iftodi, deci domnul profesor Clapon, de 18, respectiv 19 ani, plus una în formare de 15, la U15 a domnului profesor Popa, care acum băieții ăștia văd că Iași are o echipă de seniori, au altă tragere de inimă. Au început să aibă modele. Din aia mai mari vin și la antrenamentele seniorilor, se bagă în seamă acolo, se mai lovește, are tendința de a trage pentru că vede că are un... O finalitate, are unde exact. Să duci mai departe. Altfel, ce poți să faci? Joci și sper să fii unul din cei 2-3 bunuți care, unul o să plece la Gura Humorului și unul la Bârlat, pleci la Iași să joci la Bârlat. Nu că ar fi ceva jemă în urmă. Da, de principiu, toată lumea are tendința de a se duce în sus. Cât într-o generație, dacă prinzi unul, să zici, maxim să prindă o Timișoară sau o Steaua, da, mult unul. Dar așa au șansa aici, crescând alături de echipă încet, încet, așteptând poate după ce termină juniorat, un an, doi, fiindcă nu toți fac saltul valoric la 18-19 ani să rupă gura târgului. Dar dacă îl mai ții un an, doi, el are timp să crească. Ei au ritmuri diferite de evoluție și atunci copiii în 2-3 ani au șansa să crească, să intre, să ajungă la performanță.
Dar v-ați gândit că eu tot mă uitam la publicul de sâmbătă, trebuie să recunosc, așa cu mult drag mă uitam, pentru că erau mulți în tribună și mă bucur că se întâmplă asta. Mi-aș dori să se întâmple asta și la fete. Am văzut că emulația nu e aceeași, din păcate, poate că pentru că în continuare e vina noastră, că nu mediatizăm suficient de mult astfel de evenimente, dar eu promit să fac și mai mult decât am făcut, nu știu cât se poate mai mult, dar încerc. V-ați gândit că totuși se poate câștiga un bănuț și dintr-o, nu știu, un bilet de 5 lei? Că până la urmă eu cred că sunt sigură că oamenii ăștia care au venit nu aveau nicio problemă să dea 5 lei pe un bilet ca să intre. Da, avem un plan în acest sens, mai ales că acolo avem două tribune, una, cum bine știi, una deasupra vestiarilor, aia mai mică, da, și una de suficient de mare în partea cealaltă spre Veneția. Și o să facem, acum am zis, fiind meciuri de pregătire, de relansare, nu știu ce, chemăm lumea, dar când vom începe nouul campionat, vom avea aici, la tribuna asta, cu intrare, așa zis, cu intrare. Iar dincolo, bă, care vine numai așa de să plimbi pe la Veneția, aș vrea să vadă, poate să meargă în tribuna cealaltă să stai suit, ca să nu impunem la toată lumea. Dar asta e discriminare, domnul Ghenea. Bă, dacă e mai luăm și cu mască și cu... Bă, nu mai spune, este domnule, exact aia, domnule, dacă am vaccin. Nu m-a luat cu discriminarea, că acum mă duc, vine doamna Șoșoacă aici la Metropolie și mă vezi tu acolo, zic, cu libertate. Aveți grijă. Bine, dacă mă apuc eu acum de vorbit despre discriminare, s-ar putea să nu mai terminăm până mâine dimineață, că am pledoarii întregi. De ce oameni? Nu e discriminare Green Pass-ul? Da? Închid oameni ăștia becurile și pleacă și nu. Da, pentru că mă gândesc că e o sursă în plus. Nu e mult cât poate să se strângă. Niște bani, dar niște bănuți măcar să dați o masă jucătorilor. S-a dovedit că de fiecare dată când am vrut să strângem niște bani cu un scop precis, am reușit. Adică, eu știu, ați pus centrală, și chiar s-au strâns niște bani frumoși, adică nu vorbim chiar de un leu doi, adică când au fost pentru centrală s-au strâns vreo 7-8 mii de lei, când am strâns pentru Vladu Simionescu s-au strâns vreo 3 mii și ceva de lei, deci nu, bani, lumea ar da, dar așa cum spui și tu, trebuie să-i pui în vedere. Exact, băi, hai exact. Să facem așa, dar de asta nu, mă gândesc să nu impunem, să spunem, bă, dacă vrei să dai un ban, stai aici, dacă nu vrei să dai un ban, du-te acolo. Da, eu nu cred, pentru că în general publicul de la rugby e un public un picuț, îmi permit să spun, un picuț mai select decât la fotbal, de exemplu, și atunci cu siguranță ei vor scoate bani din buzunar. Da, sunt convins. Mai avem un plan acum, mulți dintre telespectatorii tăi probabil că nu știu, dar tu știi foarte bine, când intri nu dinspre parcare, din partea asta în stadion, este un perete mare. Da. Așa, și am vorbit, îl vom tencui, îl vom face frumos, că chiar e și estetic, nu e ce trebuie. Și vom stabili o taxă, de exemplu, pentru 100 de lei, cine vrea să dea, îi punem o plăcuță acolo cu numele, cu numele lui. Și alături, mai punem într-un alt pătrat, să spun așa, mai punem o plăcuță cu un nume care vrea, nu-i fost antrenor, fost jucător, fost care era. Ăla va rămâne acolo pentru tot timpul, ăla va rămâne acolo cât timp dai sutare. Sau până și atunci îl mutăm din coace. Eu glumesc, dar avem mulți. Am o chestiune în cap, că având în vedere că se învecinează cu o anumită poveste stadionul ăsta cu plăcuța, n-a sunat prea bine, dar nu, că ăsta e mai un scop nobil pentru vii. Da, e mai la vale, nu? E mai la vale, picuț. E. Da, acum așa, ca să facem haz de necaz, că să știți că până acum s-a jucat, eu așa o vedeam, s-a jucat rugby pe partea ailaltă, vreo 2-3 ani, pe partea ailaltă de gardă. Erau mai mulți acolo. Era, și sunt mulți, da. Da. Nu, acum, adevărul este că lumea vine, lumea cred că este dorită de spectacol, de concurs, iar rugby poate oferi atât spectacol cât și luptă. Deci, ca să spun așa, este un sport polivalent. Un sport mai, da, pentru privitorul chiar mai puțin avizat. Poate fi, cred eu, spectaculos, are și joc în viteză, are și îndemânare, are și faze spectaculoase, are și împușcă-l, băi, să nu se mai chinui, sunt de toate. Are și jucători care fug, că țin minte o fază de prin repriza a doua, dat cu vaselină, așa s-a dus unul dintre jucătorii politehnicii, până după buturi, adică are și spectacol mult. Da.
Chiar dacă mulți zic, domnule, să înghesuie băieții acolo, nu înțelegem pe unde minge acum, pe unde iese. Trebuie să recunoaștem că rugby-ul s-a schimbat în ultimii ani. World Rugby, Federația Internațională de Rugby, a modificat regulamentul de așa natură încât accidentările să fie mai rare și mai puțin grave, în schimb să crească viteza de joc și cursivitatea jocului. Pentru că trebuie să recunosc, acum vreo 30 ceva de ani, când jucam eu, într-adevăr, era extraordinar de multe momente moarte. Tuși, până stăteai, până s-a adunat toți, până aruncat, nu aruncat, o bătea strâmbă, bătea pe lume grămadă. Și erau, într-adevăr, cum spui, multe momente moarte. Dar în rugby modern, tendința este de a avea un joc cât mai fluent, cât mai cursiv, în viteză, spectaculos. Probabil și de asta rugby în șapte, care este și sport olimpic de altfel, este mult mai împins în față, ca să spun așa. De exemplu, la ora actuală, cluburile universitare, cum e Clubul Politehnic Iași, pentru performanțele rugby-ului, echipei de rugby în șapte, primește de 4 ori mai multe puncte decât primește pentru rugby în 15, deși din cu aceea cheltuielile cel puțin duble. Având în vedere că e sport olimpic, este mult mai bine punctat și evident mult mai bine finanțat de la Ministerul Educației. Și toată lumea tinde să meargă da, acolo. Cred că este la fel cum a fost acum 11 ani, cine mai ține minte, că handbalul se juca în 11 pe stadion. Da. Se juca în 11 pe terenul normal de fotbal. Ei, și încet, încet, uite, s-a restrâns, s-a ajuns la 6 plus 1. Da. Eu am două amendamente în ceea ce privește baza sportivă. Prima, i-am transmis-o direct domnului primar Mihai Chirica de vreo două ori până acum. Trebuie să pun o tabelă acolo. Neapărat, că m-am plictisit de făcut oră de aritmetică la meciurile de rugby. Da. Că și la fete stau și adun și împart și iar așa și adun. Adică nu mi se pare normal ca un stadion să n-aibă, mai ales dacă trecem în Superliga, să n-avem o tabelă de marcaj. Și a doua chestiune ar fi să facem ceva, dragi autorități, cu scaunele alea, că arată într-un mod tare ciudat. Mie nu mi-e teamă, știți, că eu mă așezor unde ar fi, eu am copilării la țară, eu sunt obișnuită să stau, dar am văzut vreo două, trei persoane cărora nu prea le-a venit să se așeze. Da, probabil că n-ar fi nici pentru noi un mare efort să mai ștergem scaunele alea. Dar nu cred că trebuie șterse, că au niște rugină, niște chestii care nu știu dacă se duc chiar așa simplu de pe ele. Acum, ce să zic, prin multe părți, noi suntem cu rugby-ul ăsta o leacă mai modești așa, deși poate sunt niște lucruri, cum spui tu, de exemplu, scaunul, care nu se referă la noi, se referă la respectul acordat publicului, exact. care ar putea fi făcut relativ rezonabil. Noi suntem o leacă învățați așa, mai rustic, cum ai spus mai devreme, pentru că... Dar se poate face. Iar ce-i drept la stadion, ne trebuie tabelă. Chiar am vorbit sâmbătă acum cu domnul președinte Manole și căutăm o soluție să luăm o tabelă. Dar tabela cea veche de pe Emil Alexandrescu, ce s-a întâmplat cu ea? Eu știu că e acolo. N-am nici cea mai vagă idee. Habar n-am. Uiteam să întreb. Poate să uită cineva din Consiliul Local, de undeva la noi, da, și ne spune ce se întâmplă cu tabela. Am să întreb. Și trebuie... N-avem un vestiar pentru oaspeți. Adică vestiarul pentru oaspeți, trebuie să spun că este... Nu știu dacă are 4x4, 4x3, ceva de genul ăsta. Intră pe rând. Cum? Dacă mai e nevoie de distanțare, intră pe rând. Acum, în pandemie, intră pe rând. Ar trebui să și iasă pe rând, că dacă intră pe rând și intră toți odată, n-am făcut nimic, nu-n cap. Da, dar n-au nici WC-ul acolo, adică este, nu... Da, nu-i cine, trebuie nu-i refăcut. Acolo ar trebui să facem un convesie. Asta ar fi o problemă la stadionul. În rest, problemele sunt rezolvabile, nu-s dramaci. Mai dăm o vopsea, mai... Asta clar, da, nu. Mai chemăm, ne mai... Terenul e ok? Pornim. Că aici nu pot să-mi dau eu da, cu presupus. Terenul, eu cu scaunul. Terenul din fericire e bun, pentru că anul ăsta, cel puțin prima jumătate anul, a plouat semnificativ. Iarba a crescut bine, avem un tractoraj de la de tuns iarba care l-am reparat și merge nemaipomenit și tund iarba foarte bine. Acum, în ultima perioadă, într-adevăr, nu a mai plouat și ne-am ocupat, am refăcut aspersoarele alea să stropească acolo și o să fie bine. Mai avem doar două minute. Spunea domnul Iftode că încercați să... domnul Stuparu, scuze. Mă pomenește undeva domnul Iftode. Spunea domnul Stuparu că încercați să aduceți, dacă nu un meci oficial, că nu prea se mai poate, măcar unul amical la Iași anul acesta, în care să vă mai vadă publicul. Anul acesta nu, în niciun caz.
Nu internațional, atenție, al Politehnicii. Oficial nu, chiar astăzi am discutat cu domnul Manole și cu domnul Gigi Pleșcan, managerul echipei, și ideea era să aducem Bârladu, dar Bârladu are sâmbătă dimineață vizita medicală, n-are timp să ajungă să joace la Iași, după aia a doua zi au și niște turnei de lui Binșab, nu știu ce au ei organizat acolo și chiar n-au cum veni. Să aducem o echipă, să facem un meci amical, asta este foarte ușor, nu e niciun efort, asta probabil că o să ne uităm să vedem cum e vremea, să alegem o zi, tot așa, o zi frumoasă. Despre un meci internațional, am vorbit când am fost acum două săptămâni la București, la Birou Federal, și aproape sigur vom aduce la anul un meci internațional la Iași, că tot sărbătorim 70 de ani de rugby la Iași, merge cum... Așa mi-ar place să mai bat în Rusia odată la Iași. Dar tot pe Emil Alexandrescu, da? Așa ar fi frumos, pentru că... Dar să bată cineva pe Emil Alexandrescu, nu vedeți că nu mai bate nimeni pe Emil Alexandrescu? Măcar la rugby. Ultimele meciuri care au fost făcute la Iași, cu Germania, cu Rusia și cu încă un an înainte finala cupii între Timișoara și Steaua, au arătat că ieșenii vin la spectacole de acest tip. Și atunci, noi în plus de asta, echipa națională se simte bine la Iași, pentru că a avea în tribună susținători în număr semnificativ, înseamnă a avea pe cineva care te împinge înainte. Când joci pe un stadion, tu și la Cluj, ai 200-300 de spectatori într-un stadion de 40.000 de locuri. Degeaba e frumos stadionul. E atât de rece și atât de... Se face frig în oase, așa, nu știu cum spun. În schimb, la Iași tot timpul s-au simțit bine. Avem mulți iubitori ai rugby-ului care au venit mereu lângă echipa națională. Că s-a mai stricat autocar și a trebuit reparat, că a mai trebuit de alea. Așa ne aducem aminte despre... Da, nu, dar vin oamenii alături, pentru că, cum să spun, de multe ori ei au venit, e adevărat că sporturile au devenit în general profesioniste. Și te aștepți ca, bă, ăsta cu rugby, ăsta are autocar, are, dar n-ai tu treabă cu el, adică cel mult seara la un protocol, după ce s-a terminat mea. Dar nu este chiar așa, pentru că poate în afară de fotbal, de echipa națională de fotbal, care are mulți bani și, într-adevăr, nu stă la mâna nimănui. În rest, celelalte sporturi, și presupun că și handbalul, și basketul, și rugby mai ales, noi, când te duci să joci undeva într-un oraș, implicarea localilor este foarte importantă. Pentru că îți dă un sentiment de apropiere, ești de acolo, ca așa ori joci la Kaliningrad, ori joci la Moscova, te-ai dus, ai intrat în hotel, te-ai dus, ai făcut o mișcare, te-ai dus înapoi, faci o saună de recuperare, ai mâncat, ai dormit și a doua zi joci. N-ar mai fi nicio diferență atunci. Deci a veni aproape de echipa națională sau a veni aproape de echipa de club este un lucru care sufletește pe jucători, îi ajută mult. Da, așa să fie, să vă iasă toate planurile. Vă mulțumesc tare mult, s-a terminat timpul nostru, eu din păcate. Și sper să ne auzim doar cu victorii frumoase pentru Politehnica Iași și rugby 15, rugby feminin, rugby 7, de oricare rugby să fie rugby. Juniori, au fost meciuri de juniori, de copii, turneu de copii. Nenăscuți, nu contează. Aici nu mă mai bag. Și la Old Boys să fie cu victorii, că eu știu că organizați evenimente frumoase la Old Boys. La Old Boys, bătaia mare la repriza a treia. Da, știu, primele două sunt tratate așa la diverse, dar a treia, să știți, doamnelor acolo, și domnilor, serios. E foarte atentă situația acolo. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați stat încă o oră și în această după-amiază alături. Eu sunt Laura Cristiana cu Lubei. Până săptămâna viitoare, să auzim numai de bine în Sportul Ieșan și nu numai. Rămâneți alături de Iași TV Live, negativ și optimiști, și păstrați toate restricțiile impuse de către autorități, că vedeți că situația e din ce în ce mai neagră, din păcate, la Iași. Și, de ce nu, rămâneți, așa cum spuneam, alături de noi, pentru că și colegii mei v-au pregătit programe interesante. Pe curând!